Elevii de la Școala Populară de Arte din Pitești s-au întors de curând de la Festivalul Sanremo 2013, unde au impresionat. Au câștigat acolo premii importante. A fost pentru noi o experiență inedită. Copiii s-au întors de acolo cu trofeul Festivalului Sanremo pentru copii. Am avut 4 echipe, o echipă de dansuri, trupa Harmony, echipă Sunt Vienele, care au avut un dans combinat cu cântec, un ritual al ielelor pe care noi îl știm, luat de la Nucșoara. Am avut o echipă de fluieraș de la Corb și o echipă de țițeraș de la Brăduleț. Mi-au spus copiii că sala s-a ridicat în picioare și au aplaudat minute în șir după prezența copiilor noștri. Credem că în felul acesta Argeșul și Piteștiul au fost reprezentate cu cinste în Italia și de ce nu întreaga lume, pentru că de acolo s-a transmis pe 5 continente. Nici nu s-au întors bine că elevii școlii de arte au plecat din nou, de data aceasta la Cluj. Participă acolo la un schimb de experiență cu o instituție asemănătoare din oraș.